Prezentă. Domnul Andronache Florin. Prezent. Domnul Antogener Florin. Bacur. Domnul Artan Adrian. Prezent. Domnul Bărțin Vasile. Prezent. Domnul Ivănțescu Gheorghe. Prezent. Domnul Petica Gheorghe. Prezent. Domnul Prof. Liviu. Prezent. Domnul Prof. Sorin. Prezent. Domnul Stăcaru Constantin. Prezent. Domnul Rosso Ion. Prezent. Domnul Sorin. Prezent. Domnul Voicu Petre Adrian. Prezent. Domnul Voinea Constantin. Prezent. Domnul Chivor Lietre Rasătesc. Prezent. Domnul Chivor Jean. Prezent. A fost dat în consultare procesul de la ședința anterioară și ne are observat acest proces verbal. Dacă mă sunt spune la vot, cine este cu pentru consultul de la acest verbal? Domnul președinte, da, dispoziția numărul 64 din 23.03.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Consorțiului Județul Bacău, ședință ordinară pe data de 29 martie 2022. Avem 4 puncte pe ordine de zi, plus 1 la probleme diverse. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pentru anul 2022, ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social, conform legii numărul 416/2001, cu modificări și completări ulterioare. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, proprietatea CFR Galați. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea de membri ai Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Performanței Profesionale a Secretarului General, UAT Coțofănești. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil pentru locuitorii în dotarea Consiliului Local Coțofănești, Județul Bacău. Punctul 5. Probleme diverse. Dacă mai aveți altceva de adăugat, nu sunt. Supunem la vot cine este pentru. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pentru anul 2022 ce vor fi efectuate de către beneficiari de ajutor social conform legii numărul 416/2001 cu modificări puteri ulterioare. Aici avem un referat de aprobare, un raport de specialitate de la un comit de doamna Savin Tatiana. Dar și un plan de ajutor, pentru că prevede domnul președinte, în ziua și pe noi ne vedem. Cei care de la tot social... Să-l citesc eu în mare, ca să știți cu ce se ocupă ajutorul social, adică persoanele apte din muncă de la ajutorul social, pentru că vizurile copiii sunt exceptați, și persoanele bărbații la 65 de ani și femeile la 63 de ani. Și plus femeile care au în întreținere cu mai multe doi copii minori. Deci restul rămâne restul. Și de participare unui membru din respectiva familie. Da, dacă nu are majore, dacă ei nu mai ia și nu mai ia, ea face una pentru o familie ca lui. Da, da. Da, ca și obiectiv avem ca și... Știu, plan de acțiune, avem următoarele. La 1. Întreținerea, vizierea și amplasarea întreținerea, vizierea, amplasarea raza comunei Coțofănești. Acțiuni și măsuri întreprinse. Îndepărtarea resturilor de afișaje, întreținerea și folosirea a vizierilor. Asta e chestie permanentă, care ne ocupăm și se răspunde inspectorul protecției civile, domnul Istorie. La 2. Întreținerea bazei sportive a parcurilor din satele Coțofănești și Borșani. Coțit iarbă, curățat șanțuri de scurgere a parții grave, termen permanent, se răspunde poliția locală. Adică ca și îndrumător, dacă lucrează și ei, asta e vremea, ca să împisească. La 3. Întreținerea zonă centrală, cămin cultural, parc, primărie, dispensar uman. Îndepărtarea resturilor vegetale, a măriciniciurilor, întreținerea gardurilor, plantarea de arbuși și funcții cu șef, flore, etc. Termenul este permanent, responsabil domnul viceprimar Andrei Florian. La punctul 4. Lucrări de întreținere a zonei adiacente școlilor. Curățirea șanțelor de scurgere a apei, rezultatul din flor și dezamplină, plantarea resturilor vegetale, a măriciniciurilor, a gunoaielor, întreținerea acostamentelor, vopsirea și repararea gardurilor, etc. Termenul este permanent, răspunde domnul viceprimar Antichi Florin. La punctul 5, lucrări de întreținere a apostamentului, îndepărtarea malului și altor mâluri, mă gândesc, malului, fiarețului, rămase în, pe lungimea drumurilor comunale, județe
județene Bacău. Deci la mână, eu l-am zis eu, bine. Terga nu este și aici. Aceste zone, ca urmare a scurte la prezentare, din principiul acest dintre. Deși de întoperea zăpezilor. Gherna Stermane răspunde Antoche Florin. La punctul 6, întreținerea șanțelor scurte de ape de pe raza comună, nepatarea restului vegetare, amărăcinișilor, gunoaielor și păduri manuale. Termen permanent, răspunde domnul Antoche Florin. La punctul 7, alte activități de interes și utilitate publică, asigurarea de depozitului de combustibil solid, lemne, diferite activități de întreținere și reparații ocazionale, reproducerea unor fenomene naturale, ploi torențiale, cutremure, inundații, ferească Dumnezeu, etc. Intervenții ocazionale, beneficiarului de 416 care se ocupă, răspunde și în drum activitatea domnului inspector protecție civilă Mihtode Petre. La punctul 8, întreținerea în sezonul rece a drumurilor comunale, județene și naționale pe raza comună, și aș mai spune eu, îndepărtarea zăpezii din mijloacele de mecanică, cu mijloacele mecanice și manuale, împrăștirea materialului în derapante, din curților, instituțiilor publice, de la bătrân, de la centrele de aprovizionare, gen magazine și așa departe, acolo unde nu are cine. Responsabil și îndrumare este domnul inspector, protecție, domnul Mihtode Petre. Cam astea sunt acțiunile pe care le-am pregătit. Bineînțeles că mai sunt și altele care nu sunt cuprinse. Ce vreau să vă spun, este un mare noroc. La urmă, eu și eu povară, dacă vreți, dar este și un noroc. Avem aceste dosare de ajutoare sociale, că dacă n-am fi să avem acești oameni. Vă spun că această comună ar arăta în mod primitiv. Deplorabil. Pentru că nimeni nu vrea să mai facă nimic. Unii motivează că să facă cei de la ajutor social. Unii sunt bătrâni și nu pot. Unii nu mai locuiesc în locuințele pe care le-au operat. Dar vreau să spun că atitudinea civică a cetățenilor care pot să muncească este nu știu, să caut termenul, că nu vreau nici să jignesc, dar nici să fiu prea blând. Este lamentabilă, este de indolență, de nepăsare și nu asta ar fi deranjul cel mai mare. Cel mai mare deranj este că sunt cu pești. Și atunci când greșește primăria sau primarul, dă în tine din toate părțile. Pe Facebook, direct, te înjură. Te mai scuipe și un ochi dacă ar avea ocazia să fii în fața lui. Deci, o brăznicie rar întâlnită, ceea ce nu stă în caracterul poporului român, a genei poporului român, și eu n-am întâlnit, încă până la Coțofănești, încă n-am întâlnit așa ceva. Pentru că este o brăznicie, este la loc de frunte și deja este transformată în virtute. Știți ce înseamnă virtute? Calitate. Da. Așa cum bogăția nu este virtute, dar nici sărăcia nu este virtute, păi, nici nesimțirea nu poate fi o virtute. Nu se poate așa ceva. Mă uitam astea, uite, și vă dau un exemplu, pentru că e legat de ceea ce discutăm. Toată lumea a început să posteze focurile. Bă, dar pe noi nu vine să ne ajute nimeni, dar ei postau. N-am văzut unul să pună mâna pe o lopată, pe un măturoi, pe o grebă, pe o furcă, nimic. Și au început să înjure. Și să comenteze. Primăria. Consider că sunt mai puțin strălucați în colimatoare. Primăria, primari, puturoși. Vreau să vorbesc o expresie de înregistrare. Cei care l-au crescut bazinele mari în pilărie și așa mai departe. Deci noi ce facem? Așteptăm să ne afoc casă, după aia să venim să jurăm primarul să luăm la bătaie. Asta așteptăm. Nu se poate așa. 25 de focare aseară. Situația a fost scăpată de sub control. Acum, focul, vă spun, 99% este pus intenționat. Exact. De crescătorii de animale, în primul rând. Suntem în postul Sfinte Sărbători de Paște.
îmi asum ceea ce spun, este pus intenționat, am câțiva prieteni, am mai ales foarte mult, a se lua în considerare ghilimele. Ghilimele. Așa. Și oamenii care iau subvenție de pe pășune și ca să nu facă curățenie, dau foc la pășunea. Să solarii subvenția. Numai că le fac un anunț foarte important. Nu o să ia subvenții, dar... Pajiștele care sunt arse, nu o să ia subvenții anul acesta. Ei, ăsta e un lucru care trebuie să-l țineți minte. Iar odată ce ai o pășune în concesiune, mai treci și tu pe aia pe acolo, îți vezi, ți-a dat foc cineva, a arat-o cineva, nu știu, a făcut cineva vreo groapă, vrea să facă o fântână, caută vreo comoară pe acolo. Adică ar trebui să te intereseze, zic eu. Că de curățat se vede că nu-i curățat. Deci luăm subvențiile, nu mi-o luați în numele rău. Vorbesc la modul general. Nu vreau să nominalizez, ca să nu ne certăm. Crește iarba până la brâu, pentru că ei nu pască acolo animale. Iau subvențiile bine mersi și când vine primăvara și trebuie să vină să pască din nou, să însuci, iei deja vegetația asta care e până la brâu și n-are cu aia verde, aia tânără, nu poate să o dovedească. Asta s-o dau în afară. Deci nu se poate așa ceva. Și vă mai mulțumesc un lucru, că bănuiesc că și plătiți ăștia care să dea foc, că nu se poate să ai 25 de incendii în diferite locuri. Cred că plătiți, băi, du-te să-i făi de cap primarul ăla, să n-aibă soc, să n-aibă, că ne culcăm la 3 dimineața, la 2 dimineața. Acum, părere rău, niciun domn consilier n-am mers să vină să văd și eu că chiar se implic un pic măcar să coordonez o echipă de 3 oameni care sunt în un... Ieri am stins eu unul. Chiar niciunul nu a fost. Ieri am participat și eu. Atențiune, atenție la expresia pe care am folosit-o. Nu a sunat. N-am venit să participe. M-am și deplasat la fața locului, împreună cu vicile. Bine. Duminica de luni. Ce-ar scurie astăzi? Eu ieri am stins la Monica Matei. Da. Vreau să vă zic că l-am sunat pe baby, l-am sunat pe... De sunat e ușor, no. Sunat și eu acum, și nu mi-au răspuns niciun. Și pe ministrul agriculturii. Nu m-ați înțeles. Și pe ministrul finanțelor. Dacă răspunde rapid. Eu l-am văzut seara, era deja târziu, era 8 ceva. Și am sunat ca să anunț, să vedem ce putem face și nu mi-a răspuns niciunul. Doar Florin Antohi mi-a răspuns și e cu el posibil, m-am... dar vă spun de ce nu răspunde. Cu el m-am și deplasat la fața locului și am văzut cum stă treaba. Să vă spun de ce nu răspunde toată. Eu când mă duc să sting incendiu, deja inspectorul protecției civile s-a făcut telefonul în incendiu și a scrântit piciorul, s-a înțepat într-o oră. Lăsăm telefoane în mașină. Lăsăm telefoane, luăm telefoane cu noi, vorbim în fum. Dar sunteți zonele, sunt mijlocul fumului cel mai... Da, dar atunci era un singur incendiu în comună, pe Cotofănești. Și nu era nimeni la fața lui. Vreau să întrebi să faceți parte din Cârcotaș. Asta e părerea dumneavoastră. Părerea mea, o să am să vă mai spun una ca să mă țineți minte. Puneți mâna și faceți dumneavoastră curățenie acolo, unde ați cumpărat cruța aia. Păi nu știu de cum o faceți, vă spun că în primul rând dau impozitare, poți să vedeți și la și dacă dă foc cineva acolo, a toți vecinii de acolo, la ce acolo? Nu o spun cu părere rău, e un adevăr. Toată lumea să meargă să vadă. Eu îmi asum responsabilitatea pe partea celorlalți din Grigore. Mâine dimineață promit că trei oameni sunt acolo și fac curățenie. Faceți-vă curățenie în curtea dumneavoastră și după aia vedeți bârna din ochiul. Nu era vorba de curte, era vorba de câmp. De câmp, da. Păi nu, pe aici e mai important în sat, că dacă merg din câmp, ar de pășune, ar de slavă, atunci. Ei, dacă ia foc casele oamenilor, să vezi oamenii ești pus în pericol și pagube materiale, deja e o problemă mare. Cine dă foc ca să plătească. Bun, părerea mea că tot, eu tot mă rog de dumneavoastră și tot vă spun cu acel loc de aia, credeți că am ceva personal. N-am nimic personal dumneavoastră. E un adevăr, un adevăr și o realitate. Păi, și vă tot bine ziceți și bine nu faceți. Așa că, eu zic, păi nu se comenteze cel care, sau să arunci cu pete cel care ne vine la luați citatul ăsta din Biblie, e bun. Vă ajută. Da. În ceea ce privește curățenia, noi am început cu curățenia. Nu mai spun de focuri, că avem acum încă două focuri și știi, știu ăsta. E pompieri, nici pompieri, mai sunt. Mașinile sunt toate peste tot, dar nu credeți. Arde peste tot. Incendiu peste tot, să știți. Arde peste tot, în toate locurile. Dar ca la Cotofănești, ca în acest an, niciodată n-a fost niciodată.
Noi am început curățenia, deci uitați, în mâna Bășan suntem toate, luăm cu DN-ul 11 ani, pe o parte și pe alta. Noi am dat foc acolo, am dat foc controlat. Dar n-ai să dai foc controlat, nici asta nu e în regulă. Eu recunosc, dar nu e în regulă, e legea mediului. Păi, nu am multe condiții, cu aviz de mediu, eu cunosc legele, poate sancționa. Dar am zis să fie ceva frumos. Și în vârstă de 3 metri, 4 metri, am făcut incendiu, am provocat incendiu intenționat, dar segmentat. Și am urmărit când bate vântul să nu perturb circulația într-o parte. S-a mai întâmplat, am și perturbat. Dar am făcut-o controlat cu oameni. Deci am făcut toată șoseaua ai făcut. Prin la Botar cu Căiuță și până la ieșire, chiar jos. Am luat Borșanul și tot este făcut, acum se mătură drumul, inclusiv piața. Am ajuns până sus la... aproape de Chiciorul Îngea. Luăm și toată mizeră. Am făcut curățenie acolo, unii s-a dat acel teren pentru biserică. Nu mai facem nimeni curățenie acolo, am trebuit să facem noi curățenie, am curățat. Căi, curățat. Spăteau, ce era acolo? Era jungle, liane. Mai avem o zi acolo și am terminat. Am luat și crengile, am luat și furginele. Bun, am făcut pârâul ăla pe la Lili, care n-a pe la Lili, la Isar. Ăla n-a fost, l-am făcut noi acum 4 ani, dar nu am, am făcut și dumneavoastră. Iată. Deci Borșan mai avem 2 zile, mai avem de curățat rigolele, să scoatem la, la liniile de curbă, vorbesc la Jean, la, aici jos la, la fostul vice, la Baby, și acolo unde s-a formatat ca să nu deleseze afară de noi. Și cu Borșanul suntem la, ca să vă mai dau un exemplu de nesimțire, mai dau și cu subsemnatul pe la poliție. Mă roagă Coca, care știți că e bolnava, nu Stana, nu Valeriu, are niște patru salcâni, în diametru, de 40, cam așa, cred că 30. Aia e împărău. Aia e împărău. Motiv încă ar fi fost terenul lor, că de fapt ei au renunțat la gardă acolo și așa, bine mă, dacă e așa. Am gândit, n-au lemn, bun, aia e bolnava, vă știau ei. Bine, mă, Cătălin cu fiul, tai Cătălin, bă, da, faceți curățenie acolo. Da. Au tăiat. Bineînțeles că parte din vecini care îți iubesc ei tare, iar folosesc ghilimele. Au dat telefon pe la poliție, au început să reclame, au reclame pe mine, i-am spus că eu știu. Telefon la poliție, poliția a deschis un dosar, dosar penal în cazul ăsta, e distruzie. Tăiere ilegale de anul, fără drept. Fără drept și nefiind în legenție. Bine, eu mi-am luat, îmi iau ceva asupra mea, indiferent de consecință, după la capăt. Da, domnule, duce la primărie, știu ce. Și au luat lemnul și l-a folosit. La ora actuală, deci la ora actuală, nu se poate crengi nici acolo. A venit Cătălin Feciorul pe aici, bă, dar n-ai luat crengi, am dat și cu subsemnatul la poliție. Încă la dată. Mâine reau, domnul primărie. Duceți-vă cu tot acolo. Ca să vedeți câtă nesimțime zace în românul nostru. Acum, încă o dată, să nu o luați nici la modul genul, că sunt și român de bună caritate, cu bun simț, cu caracter, cu aia, dar puțin, din păcate, frate, noastră, frate. Cursuri de astea nu se fac. Astea te naști, cu educația te naști, ți-o însușești de la părinți sau nu? La trecut 5-7 ani, nu degeaba, acel proverb nu era scos așa din, după mânecă. Cei 7 ani acasă, ai primit educație și te-a învățat să fii ordonat, cinstit, onest și respectuos și cu bun simț, da, dacă nu le-ai, salut, ai pierdut, ai pierdut trei ani. Departe de mine eu fac o lecție de morală. Adică vorbesc de stare, de fapt, pe care o puteți dumneavoastră, nu puteți nega. Da. Acum o să venim pe Bâlga și pe Bâlga suntem cu curățenie aproape gata. Avem luăm șanțurile, iar drumul le măturăm, inclusiv piatra care a fost dată, ca știu, așa, piatra care a fost dată pentru antiderapanta stiarnă. Luăm până în capul bâlții, toate pâraiele, toate ulicioarele, pentru că și nu ascund în data 21 mai, când aveam un control de la mediu, un control de, cum să spunem, forma de mai multe instituții, mediu, apă, situațiile de urgență, DSV-ul, așa mai, DSV-ul și așa mai departe. De echipă mare. Și sperăm să nu avem probleme.
nu avem probleme și o să facem și bârca. Coțofănești este făcut în curățenie în cea mai mare parte. Acum facem și garduri la instituții publice. La poliție, uite, la poliție am făcut gard. Cu gard am dat cu aia, că eram dărâmare. Stai în cel cu obiute, cu așa ceva. N-am nicio obligație, n-avem nicio obligație. Băi, acum să stai cu oara. Așa cum era și la post, că acolo centrul ăla, unde era spațiul verde, când luau romii la locația și ce mai vreau de acolo, acolo ei se puneau pe jos. Băi, aia mai făcea un foc. Care nu înseamnă că e și spațiul. Și e frumos, și e cu plui, și e cu aia, cum vrea și să-ți înțelegi. Era un pericol și pentru liniile electrice, pentru liniile electrice și pentru omenire și tuile care erau, nu spunem altele, spunem și la poliție. Cu curățenie, vedeți, gar făcut, gospod, adică, așa cum trebuie făcut. A făcut curățenie și doctorul veterinar. Și m-a amenințat că a zis că... Ia ghilele. A zis, nu, să atent și eu. La timp am zis că... Cine știe? Vine și de ce, bă, până la urmă chiar vine și dau sticlii bun, dar ce care fac curățenie acolo? Am stat acolo 4 zile, mi-a venit rău. Nu vă dați seama ce era acolo în spate, dar la doctor veterinar. Am avut curățenie din... 1900 ani. Pe timpul lui Ceaușescu. Și a venit și... Dar n-a venit să mulțumească. Avea treabă și mi-a mulțumit. A trecut. Da. Da, trebuie să vedeți. Sunt cu o mostră de nesimțire. Așa. Și a zis, doamne, vă pot ajuta și eu cu ceva, sponsorizez. Ceva, o activizare. Da, nu știu ce. Da. Nu mai mult decât a fost asta curățenie în lucru. Acum am muncit cu 7 ani, 3 zile, 7 zile. Și cărat cu curățenie. O să intrăm pe temă și oia, am intrat curățenie este gata. Asfalt este gata, așa în Paște se doar și tronsonul despre tronsonul 4, cum îi spunem noi, spre gospodăria lui Viorel. Am luat toate pâraiele la mână, la rând și acolo. Este bine. La modul general, curățenie, adică la să spun așa eu, personal, cum e acum, sunt mulțumit. Nu destul de mulțumit. Dar, până de Paște, sperăm să avem zvârnit tot, toate părăile curățate, toate drumurile curățate, toate șanțurile curățate, toate rigolele desfundate, instituțiile puse, publice puse la punct și așa mai departe. Deci sper să ajungem să facem una. Și cred că da, poate vrea bunul Dumnezeu și o să ne dea ploaie, poate totuși vegetația asta care dă să iasă din pământ o să iasă și nu o să mai poate să mai zbunească incendiile așa de pe jur, așa de, că ne-au omorât de 2 săptămâni să nu mai incendiile. Bun, încă o chestie care trebuie să o spun acum și vreau să spun la diverse, dar o spun acum, chestie legată. Avem probleme cu apa. Eu vreau să avertizez cetățenii comuni și în mod deosebit. Este bine că se și filmează. Anul 2022 va fi un an dificil din toate punctele de vedere, adică mai delicat. Se vorbește de acea criză alimentară și criza alimentară de unde poate decurge? Mai mulți factori. Pricina războiului, că erau producători de grâu și așa mai departe. Bineînțeles că crește rubla, crește leu, scade rubla, crește leu, scade leu, crește dolarul, crește euro, crește prețul la pompă, deja motorina e nouă și așa mai departe, va fi o criză, îi spun criză alimentară, vă spun că va fi un pic de foame, nu va fi cam 47, dar va fi. Pentru că suntem cât de cât pregătit, dar va fi. Fiind un an secetos pe care îl preconizează, și dumneavoastră ați văzut că și la televiziunea română, toate posturile, prognozează un an secetos. Și, prin urmare, o să avem probleme cu apa. Deja noi acum am chemat o firmă de la Comanești, am comandat, să facem denisiparea celor două puțuri, să pare. Dar pânza freatică coboară jos, îi zoarne, spune cu ea. Așa cum o coboară dumneavoastră la fântână, așa coboară și la ei zoarne. Nu la noi rămân și la dumneavoastră. Prin urmare, începând de astăzi, o să încep să postez și o să pun afișe, ca oamenii nu le dau sfaturi. Le sugerez să-și folosească să-și reforosească sursele alternative de apă. Să-și curețe fântânele, pompele, pentru că vor avea mare nevoie de apă. Vă spun la modul sincer, este posibil ca sistemul de apă
să nu ducă 2-3 luni de zile. Dacă nu plouă, n-are de unde. La fel și fântânile. Dar una este bagi în fântână, una e un diametru de un metru, sau de 80 interior, una bagi într-o puță atâta, ca să forez mai în jos. Nu că mă bag, trebuie să te bagi cu spreader, cu... Mașini specifice și te cobori, dar dacă cobori 200 de metri, sunt dai de apă, dar aia s-a căut fără 400 de metri și nu dai de apă. E, adică, lumea nu începe să înjure el, dacă înjură primarul, tot nu vine apă nici. Nici o vorbă. Că nu iau eu apa, nici să fac trafic cu ea, nici să o vând doar cu ea. Nu e, nu e. Asta e. De asta lumea trebuie să se pregătească. Așa cum la fel trebuie să pregătească, să ai și o mică provizie. Nu e un secret, dar la mine și la televizor se pune, anunțeam că faci depozit de marinete acasă, să ai o mică provizie acolo pentru o săptămână, două, trei, o lună. Dar și la apă, cel puțin, apa este vitală. De mâncat, poți să stai până în două, trei zile. Parte. Dar fără să bei apă, nu prea poți. Să bei apă, nu prea poți. Și de asta vă spun fiecare să-și regândească planul de gospodărire personală și să-și caute sursa alternativă de apă. Cei care au fântâni să-și depună funcțiune, ceea ce fac și eu, de fapt n-am abandonat niciodată chestiunea, dar acum mi s-a stricat eu două fără, nu? Și toată lumea trebuie să facă lucrul ăsta, că altfel e de baitul. E un an care va fi foarte... Ne rugăm lui Dumnezeu să fie pace. Dacă e pace, nu duce pe toate. Mai puțină arumetă, mai puțină apă, mai, știu eu, mai... un an mai sărat, mai... mai rău, dar o să trecem peste toate astea. De asta, apelul meu la dumneavoastră este că acești 406 cu anii 406, nu credeți că trebuie să facă curățenie și în curțile dumneavoastră, vedeți, și la... Curățați-vă și dumneavoastră șanțul, de jur împrejur aveți gar mult, dar puneți acolo, dați cu eu aia, două, trei sticle de vin, dați-le 100.000 și am care, curățați șanțul ăla de jur. Sunt foarte multe frunze, eu am dat. Nu, nu, eu am dat, nu, aveți și pământ, aveți și... E acolo în spate. Curățați-vă șanțul ăla de jur împrejur, aceeași treabă și la trip, să nu credeți că... Credeți că pocoloșesc pe cineva. Puneți-vă noi și pe jurul costa. Măcar dumneavoastră în calitate de consilier, dați exemplu. La film astea, dacă nu trebuie. Și cei agenți economici. Agenți economici să-și facă treaba mod deosebit. Dar este o aici n-am dat. Vor ghinionă, iar secretate frunzele se ducă în șansă. Tăiați luci, că știu că e UNESCO. Am dat foc, la apătut, la dragul ăsta, la copaci. Tăiați luci, ca să mai curgă frunză, că nu ce se adunează. Păi, bă, de la taie. Da, stai, dar vine și de la departe, la colegii. Bă, ce-o părerea mea, mai insistați odată să ne faceți curățenie. Puteți să vă ajutați pe vecina Laura sau să vă ajute ea dumneavoastră. Ați dus la curul vecin de Sanțe. Și bagă la Monica ei. Da, asta e, drumul-i drumul, e răscruce de vânturi și aduc toate minunile. Mă mai face un scrie de drum. Eu cam atât am auzit spus, dacă dumneavoastră aveți alte întrebări, să spun, era modul de clarități. Am încheiat expozeul, a nu se crede lecții de morală, sau știu, a avea ceva pe care nu e parte minunului. Am plecat tot așa de incendiile astea. Înainte de a veni dumneavoastră și eu le-am explicat colegilor tot chestia asta legat că cei care au subvenții și au și izlați concesionate au și niște atribuțiuni. Eu am mai circulat și cu Poloșul. Tot am participat și la incendiu când a fost sâmbătă la Tămășoaia. Eram chiar la vie, la Tămășoaia, și curățam vie. Lăsați-mă ca să vorbesc și eu. Deci au plecat pompieri, au plecat și inclusiv șeful de la situație de urgență cu domnul care cu bulgă excavatorul, care au fost în echipă, într-adevăr, s-a localizat, dar a venit partea cealaltă dinspre partea stângă a drumului, cum vii de la Tămășoaia, sau partea dreaptă.
vinea, cum să vă spun eu, foarte puternic și fiind acolo, putea să sară, să treacă și partea asta la altă, spre vilă. Ceea ce, deci, sâmbătă nu era dat foc și sâmbătă seara să dea foc în bătaie de joc. Deci astea sunt bătăi de joc, vă spun foarte clar. Așa este adevărat. Și exact ceea ce ați spus dumneavoastră, căutați adică să faceți identificarea pe fiecare cum are suprafețele, să... În momentul când are și niște atribuțiuni de a-și păzi, de a-și curăța zona care o are concesionată, eu zic că asta ar fi o chestie, că mai este și prin zonă. Că, într-adevăr, la câte animale sunt la Comuna Cotofănești, nu știu câți le mai pășumează suprafețele respective. Păcat de vegetație asta, pur și simplu. Deci ieri eram în zona la lacuri, care am localizat, am reușit de a localizat. Cu toate că a continuat partea asta spre sat, n-am mai reușit. Din cauza că a fost foarte greu, bătea și vântul și fiind și vegetație cu frunză, cu din astea, mi-am stricat și un rând de haine, că am plecat din fundul pădurii, aveam de plantat și plus puieți care trebuia să-i duc pentru plantat, am anulat aia și am venit la, în sprijin aici. Deci ieri nu se vedea toată zona asta în partea romilor. Deci, ceea ce arde, azi și vegetația care s-a făcut amenajament silvic, zona Islazului, care a fost delimitată. Deci de acolo s-a plecat din partea de jos a caselor și s-a urcat în sus, datorită vântul care pur și simplu bate din toate direcțiile. Căldura are efectul ei. Poate să fie verde, poate să fie așa, când curentul cald cu aerul rece, deci sunt volburi și pur și simplu nu poți intra în vegetația respectivă. De multe ori, spre exemplu, zona asta, cum e râul Lerului, în spatele la Maria Mini, acolo sunt sigur că tot ceva a plecat din zona de jos, cineva la grădinile acolo, sigur a făcut ceva. Nu de sus. De sus. Am stat până la ora 2 noapte. Am și stins acolo. L-am stins la noapte. Păi, de sus le-am zis. Înseamnă că... Da, eu am zis... Din vale, aia venea în jos, din vale, deci da. Din vale, dar nu de la case. Vale mai... Pur și simplu, și zona aia, sunt sigur că este prevăzută tot așa pentru cei care au animale. E teren care e închiria de la primăria Păciofănești, și zona aceea, nu? Da, o parte din ea. Nu, păi ce se pare? Au și tufării și au ieșit și nu e legibil. Haideți să vă spun, trebuie făcut o leacă și legat de omenirea asta care tot circulă. Că, într-adevăr, când a luat foc și partea dreaptă, aveți cuvântul meu că eu am stat la vie acolo în permanență. Deci focul a venit din partea cealaltă și când m-am dus să mă uit, nu avea, că focul era stins în partea asta la tăluiasă. Dacă apuca și trecea zona aia la vilă, pur și simplu de aici din colț, se ducea până spre sat. Ajunsese în casă. Noi, urmă, acum am făcut completare. Noi am mediatizat și am văzut afișe, am pus pe la instituțiile publice și pe la magazine. Cu atenția arderilor, miristura, vegetații uscate, că nu e voie până la ură, și am postat și pe Facebook. Se vede, și dar nu-i postat. Nu-i postat el, nu-i postat ala. Vegetația este postat. Este Cotofănești online pe Facebook. Care a fost uitat, a văzut. Poate... Dar am avut afișe la biserici, la magazine, la intersecții, în care am explicat ce și cum. În cazul în care chiar trebuie să dea foc, controlat, nu te duce omul să ia aviz de la mediu, că trebuie să treacă vara până îi dea aviz. Domn primar, un incendiu poate să plece și de la o simplă țigară aruncată... Da, eu nu, fursă de foc, da, țigara e fursă de foc. Da, și noi am făcut treaba, așa cum noi facem treaba și cu alternativa la apă și la aia. Mâine voi face afișe și voi posta pe Facebook. Alții se bucură când vede că ia zonele astea foc, vă spun, adică din ceea ce am constatat și am văzut. Deci, după perioada asta, rămâne numai arboretul care e detalii mai mari, cel care e micuț, ăla se topește, se arde, așa. Și, deci, după gândirea mea, sigur își face
modul de a putea intra ca să-l tai după aceea că eu tipă, că era uscat. A, da, 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 implicațiile sunt majore. Da. Unul de ecosistem. Da. Păi sunt aici, iepuroaice care au animale, păsări. Da, exact. Păsări, păsări, tot. E distrus viața, da, da, distrus o grămadă de viață, în afară de poluarea aia și de... Ele ca animale și de faptul că vezi un câmp pârjorit, exact dacă nu veneau turci. Sunt pui. Cătare și pârjoare e tot mai inimă. Adică se discut foarte multe lucruri. Da? Puțin înțeleg. Și mai și azi. Aici consider totuși că e o mână criminală în ceea ce se întâmplă. Deci apare așa, pa, punct ochi, punct lovit. Incendiu. Da. S-a întâmplat cine este pentru, împotrivă, să fim cineva. Trecem la punctul 2, proiect de hotărâre privind majorată 13% a impozitului pe clădiri proprietatea TFR Galați. Da, eu nu fiind în amănunte, vreau să știți foarte bine și la acum două ședințe, dar nu știu. Da, 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 acele clădiri insidga a instituțiilor publice și a persoanelor fizice care sunt neimilite, începând de la clădirea în sine, exterior, gat și așa mai departe, se va trebui ca să-i forțăm, ori să le vândă, să le dea cuiva care chiar pot invadă de ele, așa, ori să le facă ei și-l facă curățenie, nu a rămas decât să pot impozitare. Și la proiectul de hotărâre am stabilit la instituțiile publice, deocamdată n-am găsit. Vreau să prindem și dispensarul veterinar. Nu chiar așa de degradat și curățenie am făcut noi acum. Am singura instituție publică pe care am prins-o acum, este vorba de gara CFR, unde acolo facem curățenie an de an, muncim, nu avem nicio obligație, dar ne muncim, e poarta de intrare într-o localitate și sub orice câini, de tot râsul, râsul curcilor. Și atunci noi am făcut, parcă nu ne dă un judecat, înseamnă că e convins. Vreau să-i pun 500%, dar nu s-ar fi deja la an. Și am pus așa la propunere, trec peste argumentația legală și la articolul 1. Se stabilește plata impozitului pe clădiri majorată cu 300% pentru clădirile neîngrijite, proprietate scursale regionale CFR Galați. Gara Bâlca, situată în frate stradă de numărul 32, Sar Bâlca. Prezentă autorită a unui aplicat de compartimentul impozitului taxe locale. Deja l-am făcut înștiințarea la regională la Galați. Am văzut că n-au luat nicio atitudine ostilă împotriva noastră, dar e bine, la anul luăm 500%. Asta e vorba. Și bineînțeles, la anul e gradată. Uite, am avut o discuție cu Neghină, deja am trebuit să-și facă curățenie, și a zis că vrea să-i dea domnul primar de la Onești, cu acea clădire care e aproape de Casa Blanca, a zis că vrea să-i dea utilitate acele. Prima dată a vrut să facă moară, și ar fi foarte bine pentru noi și pentru comunitate. Acum s-a răzgândit și vrea să facă, nu știu, altceva. Ori s-a făcut curățenie exterior, a schimbat și geamul de acolo, e îngrijit de bine, pentru că am zis, da, din colegi și totul să-l anunț. Așa e bine. Dacă creează ceva și mai creează și 2, 3, 4, 5 locuri de muncă, e excepțional, vine ceva la bugetul local. Și e bine că nu pleca și cu oameni. Da, despre asta e vorba. Dacă sunt întrebări, cineva nu e de acord? Într-adevăr, așa este. Gara care s-a construit și a fost mai modernă și aia s-a distrus, s-a luat pur și s-a luat tot ce s-a putut de la ea. Cealaltă construcție veche, pur și simplu, este deja părăginită și căzută în mare totalitate la pământ. Începând de la acoperiș, grinz, toate astea. Totuși aici văd că este făcută și o adresă, domnul primar. A fost făcută greu. Nu mă uitat în spate. Până este este. Doamna Cristina Drăga, care a trimis și un răspuns aici. Ah, că nu-i de acord sau ce? Mers pe principiu că, domnule, că legat de mesaj, divulgare, copiere, distribuire de informații, ca și cum dumneavoastră n-ar fi. Scrie aici,
de sub, dacă aveți. Nu, ai, nu, ai este... e o casetă care se pune la legea. Informarea legată, adică către cei de la SNCFR sau CFR, cum se spune. Regional. Da, la regional. S-a trimis adresă de informare. Înțeles. Asta e explicat, adică ai pus aici și văd explicații aici. Nu mi-am luat, au dreptul să conteste. Să meargă în instanță de dreptul ăsta, să meargă să atace cu hotărârea Consiliului Local în contenciosul administrat. Scările lor de-a dat, nu ne văd eu. Dacă știu, știu, dacă nu știu, nu știu. Au jurist, câștigă, nu câștig. Au jurist, au jurist. Au jurist, doar la cine mă chinuim noi. Deci... oricum, oricum câștig de cauză, n-au destul rău. Nici de rău, de rău, de rău, de rău, de rău. Da, da, da. Scuzați-mi, Beric, la încerc. Alora. Nu vin cine. Păi erau 20 de mașini, și unii coboară, focul la mare, păi și pompiere? Și pompiere? Păi dacă mai vine o echipă de pompieri, pe ce fac? Sunt ședința de consiliu local. Consilierii nu sunt îmbrăcați de a merge dacă mă turăm în foc. Dacă telefon vice, dați telefon vicele primar la pompa de apă, pe jos, să ia echipă de acolo, să oprească acolo cei la apă, să vină și cu aia la ați. Da. Deja nu mai e scăpat, cu voar focat pe un cartierul de rând. Dar ei nu sunt acolo, nu ești acolo. Bă, da, acolo și pompieri. Țigani, mă, țigani. Nu, dar le-am spus aseară, bă, dar bă, ce ți-a adus ca poporani? Eu mă durere, bă, eu la voi nu mai gândesc. Nu dau nu știu cum ce fac. La poate durere mai mare pentru ei, nu zic și eu nu. Ce faci? Da, de asta au case construite una lângă alta. Doamne ferește, dacă e acolo, casa acolo, nu știu de ce. Le face primarie, poate ferește. O coro. Dacă sunt alte întrebări, spune-mi la voce. Îl faci-o de la pierd. Vă trebuie? Da, în capul de la cultură, așa se duc. Pentru următorul punct, proiectul vreau privind desemnarea doi membri ai Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale, Secretarul General UATF, Cuvanești. Da, cum bine știți, anual are loc evaluarea de universitate, mai noua denumire de codul administrativ, Secretarul General al Comisiei Cuvanești. Da, așa îi spune legea, că în Comisia de Evaluare trebuie să facă 42 consilieri. Propunerea va aparține, propuneți pe cine vă rezumeați. Eu nu fac nicio propunere ca să nu fie. Să poate și autopropuneri? Clar, nimic în poziul dacă vă votează colegii, dacă vă condiți să fiți votat. La abonez, că da, zic domnule. Hai, propun pe domnul Liviu, vă rog. Așa. Pe domnul Ivancescu. Și pe domnul Ivancescu. Și pe domnul Ivancescu. Stați un pic, deci pot să propun două, dacă să propun. Mai sunt alte propuneri? Nu. Atunci mergeți pe propunere. Propunerea al domnului Plop, dacă este al Sorin Voicu, dacă este de acord cu domnul Plop Liviu și domnul Ivancescu Gheorghe. Consiliul Local. Cine este de acord? Deci? Păi nu. De ce? Nu era votul pentru dumneavoastră. Era domnul Liviu. S-a promis majoritatea, domnul Plop Liviu și Ivancescu sunt... Da, dar oricum noi suntem propuși în grup. Dar noi nu v-a propus la grup. Ați dat-o pe individual, nu pe grup? Nu trebuie să vă nominar. Nu trebuie să ridice mâna. Nu trebuie să ridice mâna. Bun, acum... Ei amândoi nu trebuie să vă nominar. Nu, domnul Ivancescu n-a ridicat oameni. N-a ridicat, da. Deci nu s-a propus la grup, nu s-a propus la unul. Da, e bine. Atunci, ce următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil pentru un autoturism în dotarea Consiliului Local de Sfărești cu Subacru. Așa, să mă uit aici să vă citesc cotele. Bă, nu știu cineva le-a citit. Ala, o să fie discuție, dar vă spun câtă motorină s-a consumat în astea două săptămâni de când de incendiile. O să... nu o să vă vină să caia, credeți. Tu, de asta mai avem de plasă în fiecare zi, la... consum, aici, consumul, la...
trecere la hotărâre. Se stabilește consum de combustibil pentru automobile în dotarea UAT Buzunești la BC. Asta e mașina care a viceului, la care folosește vicele primarului. B, Bacău 05 UIC, conform anexei pentru integrată, parte integrantă a prezentei UAT. Se stabilește cota de combustibil pentru utilaje în dotarea primăriei. Drujbă, generator, motocuștitoare la nivelul de 50 de litri pe lună. Aici se folosește și eu, la drujbă, de exemplu, foarte mulți energetici, nu e obligatoriu să o consumăm. La, dar bine, nu numai la lene, curățăm și zoane, și, zona arborifică, prin unde avem pe pâraie, pe drumuri și așa mai departe, toaletăm copacii. Aici e mult, dar nu e obligatoriu să și consumăm. Articolul 3. Cu data prezentă, autoturismul Bacău 015 PRC mai are cotă de combustibil. Asta o folosea vicele primar înainte, o mescui de valta și vine cealaltă 05 UIC. Prima... Păi tu ăsta văd că comentarii sunt erau aprobate. Prima rugă de funcționare de doamne prime, pe rezervă de zinvără. Da. E vorba, se radiază o mașină de la consol, se pune alta. Iar la ăsta, la drujbă, la generator și la... ce mai avem noi acolo? Motocositoare, ce mai avem de pe lume. Nu este obligat, nu o consumăm. Ce mai zi? O lună poate facem consumare mai mult, într-o lună poate mai puțin, dar să fie aprobat consumul de zile astea. Pentru că noi, și dacă n-ai cum să faci, pentru că în momentul n-ai cum să faci nicio șărlătănie, ca să zic așa, un cuvânt mai neos, mai popular. Pentru că totdeauna când folosim aceste trecem, facem fișă. Am folosit la curățatul drumului la Borșan, am folosit la la primărie, lemnul de foc. Am folosit la tăiatul, la toaletarea copacilor. Cât de ori? Că trece o oră în plus, două ore. Mai are brânză. Deci consumul ăsta era o oră... Utilizare. O oră utilizare, da, cred bine așa. Sunt 200 de litri la Logan, nu? La Logan, nu? Logan, da, cred că așa are. 200, 210. Dacă sunt întrebări, și punem la vot, cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Mulțumim. Următorul punct, la probleme diverse, dacă mai sunt altele decât cele ce s-au discutat în diverse vorbă, vreau eu să nu trebuie să vedem dacă mai sunt din consiliere, probleme diverse. Da. Dacă domnul consilier nu au ceva probleme diverse, eu în mare am spus despre ce este vorba. Am astea acele probleme de primăvere și vă rog să vă implicați. Să vă implicați dumneavoastră mult mai mult. Eu nici o să plec de la foc să vedem ce se întâmplă acolo, să mobilizez oamenii. Exact, asta da. Și eu. Doamne, dacă am o rugăminte la dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Tot respectul pe care vi-l port. Este luna, este încă suntem în luna martie, vă doresc un an bun, la mulți ani, să aveți parte de bucurii și fericire. Nu, asta e la dacă veniți, cu aceleași probleme, probleme, vreau un certificat fiscal, da, întrucât din 2009 nu am casă la comuna Coțofănești. Primesc în fiecare an până în 2022 că am locuințe. Vreau un certificat fiscal pentru Comisia de Abuzuri la București și nu semnat de doi oameni. Mi-a venit înapoi prin confirmare de primire. Am făcut cerere, vă rog frumos să vă aduceți aminte că nu am. Am o Skoda Octavia care din greșelile făcute în atâția ani trebuie să plătesc cât voi plăti. După ce n-ați pus în aplicare o hotărâre judecătorească în 2019, plătesc în fiecare an. Vă mulțumesc, dar vreau să nu semneze numai două persoane. Știți foarte bine că am venit 8 ani pentru o problemă palpabilă. Dacă știi cineva de aici, toți, că am voi cu Gheorghe și voi cu Didina din 2009 are casă, să spună. Am venit cu audit, am venit de la Consiliul. Văd că vorbesc cu mulți surs și îmi pare rău, care nu vede nimic, că nu există casă pentru voi cu Gheorghe și Didina.
Dacă știi cineva, să spună. Și acum vreți să plecați? Vedeți, deci dumneavoastră în 2008, probabil că ați candidat la primărie, aveați nevoie de un permis documentat. Legea s-a spune, trebuia să fiți locuitor Comunei Coțofănești ca să fiți candidat. Eu din 1998 sunt la Comuna Coțofănești. Din 1998. Din așa cum nu știu. Deci s-a făcut două acte de vânzare-cumpărare. Dacă avea voi cu Didina, eu, cine să pricepi de aici, să ridicem în asurs. Eu nu spun cu răutate ceva sau nu. Deci nu vreau să fiu, deci nu am nimic personal. Eu îmi protejez familia din motive personale. Eu i-am spus lui soțul meu, du-te la primărie. Nu mă pot duce la primărie, că știu că voi cu Didina și voi cu Gheorghe nu are casă. Eu primesc impozit clădire plus majorări până în 2000. Dacă eu vă spătesc așa, să luați lucrurile de unde au pornit. Păi nu știu, adică, cine a făcut greșeala? Păi, dar nu știu dacă greșeală. Există greșeală. În momentul în care ne-ați tras candidat, aveați nevoie de mutație, ascultați-mă un pic. Nu avem treabă cu candidatura. Domnul, și eu am candidat și am avut nevoie. Dar noi discutăm de casă, nu candidatură. Păi și atunci dacă vedeți că dumneavoastră acum spuneți că ați candidat la primărie fără să aveți casă în Coțofănești? Păi aveam casă, dar nu dacă casa aveați, asta. Aveați din partea cealaltă. Nu vă supărați, nu era casa asta. Am făcut pe casa de la Bâlca, care este plătită ca și casa asta. Eu am fost pe Bâlca, domnilor. Chiar nu aveți nimic. Deci vă rog frumos, care sunteți mai vechi. Chiar mă îmbolnăviți. Ce nu era la bătrâni? Păi, nu știu, domnule. Păi, de ce? Deci, dacă nu ești documentat voi cu Florin, nu vorbi. Doamne, eu v-am... Ales că vorbesc eu că sunt documentat. Păi da, la Bâlca am avut. Ați confundat marfa cu ambalajul. Eu nici nu vorbim nimic. Păi vedeți? Nu, dar domnul Florin trebuie să tacă. Pentru că eu n-am spus nimic, dumneavoastră, să faci și pronunță. Nu, de-abia acum am de gând să vă spun. Hai, spuneți-mi, domnul primar. Așa, să nu rămân cu nimic. Nu. Așa, înseamnă, zâmbiți. M-am calmat. E bine, bravo. Pentru că războiul dăm amândoi și îl câștigați dumneavoastră. Vă las să-l câștigați. Uitați despre ce vorbim. Ați povestit cu Skoda, că ați fost oameni de Skoda. Ați avut un proces pe instanță. Păi scoateți hotărârea. Lăsați-mă, pe instanță și trebuie primăria Comunei Coțofănești, pe care l-ați pierdut și pe care am arătat tot. Nu l-am pierdut, n-am datorii. Dom'le, ați pierdut. Dar citiți, domnule, citiți la oameni sau dați-i. Doamne, l-am citit, l-am și arătat oamenilor consiliari. Păi cum să făcea un act de vânzare cu doamne, cumpărare dacă ați pierdut, datorii? Aveți o hotărâre, vreți să vă aduc hotărârea, nu mă așteptați? Aveți o hotărâre cu scurile cătorească definitivă și irrevocabilă în care ați pierdut acel proces. Punct. Nu am datorii. Pentru că am dat un... Bun, atunci dați-ne în judecată că facem abuz, o să vină și că facem abuz în funcție și că o să refuzăm și... să vă eliberăm. Aveți acte răbdare. Aveți răbdare. Atâta timp cât s-a făcut două acte de vânzare-cumpărare. Da, oricine a vândut de aici ceva. Nu ne duceți în băi, ce-au și uitat, dau de istorie. Păi, dumneavoastră mi-aduceți că am datorii și am casă. Da, păi dacă acolo scrie în actul de vânzare-cumpărare... Evidențele fac. Nu mă interesează ce-ați făcut dumneavoastră. Noi nici am făcut nimeni. Păi îmi treceți că am 1000 de ron majorări și impozit pe casă lui voi cu Didina. Măcar așa din... Mă nepoimune o să închidem ochii. Luminați-vă treaba. Păi cum dacă dumneavoastră îmi trimiteți în 2022? Păi dar mi-e drag de dumneavoastră și ca să vă aduce aminte că aveți datorii. Chiar asta este treabă serioasă. De datorii uiți. Vă place? De datorii uiți. Eu nu uit. Eu nu am avut... N-ai de luat. Eu nu am avut în momentul ăla când am candidat decât la Bâlca. Eu mă duceam și votam la Bâlca. Ca să vă aduceți aminte. Da, și mă supăr. Doamne, dar nu v-am spus cu răutate. Casa asta nu era pe... Întrebarea a fost pertinentă, mi-a spus ceva. Asta nu spune cu mașina. Da, știu că era nevoie, era nevoie. Mașina era pe firmă și a rămas pe firmă. Dumneavoastră, prin cealaltă afirmația, că n-ați avut, că n-ați stat niciodată în Coțofănești. Și acolo s-a greșit. Mi-a pus un loc de 1%, 1,8%. Dom'le, dar nu vin așa, adică cu treburi palpabile. Chiar vă place așa să se predictim și să ne presăm materia cenușii? Dumneavoastră ați... Chiar cred...
știți că dacă mă provocați... Nu, oameni, nu jignesc, că dar este un adevăr. Dacă fiecare în patru, nu știu dacă rezistați. Haideți să spun o chestiune. Dumneavoastră ne spun niște lucruri care nu țin de Consiliul Local. Și eu v-am spus lucrul ăsta de multe ori. Există de, bravo, de oade Coțofănești. Vă mulțumesc. Am crezut că nu v-a adus aminte. Un om când are o problemă și pe care, în care se crede, este nemulțumit, este vitregit, este furat, abuzat, cum vrei, asta, mergeți în instanță judecătorească. Este singura instituție abilitată a statului român care poate face treaba. Nu judecătorească. Putem? Nu judecă. Foarte bine, aveți dreptul să judecați procesul la Covazna, dacă vreți, la Ploiești, la București. Dar nu era mai frumos războiul ăsta de 13 ani să rezolvați boierește? Nu. Ca la boieroaică? Nu, doamnă. Boier cu boieroaică. Da, dar ați spus că e țigancă, împuțită. Cine? Boieroaică. Nu fac. Cunosc de la cineva. Asta ca o paranteză. Și eu am auzit multe că spune dumneavoastră. Normal, și eu de dumneavoastră. Păi vedeți? Nu e bine să rămânem să jumătate de oră stăm de vorba. Nu, nu. Haideți, nu vreau să stau prea mult. Chiar nu aveți probleme. Asta e o mare problemă să am un impozit pe o clădire și să nu am clădire. Dumneavoastră când ați înstrăinat, că nu poate... De două ori s-am înstrăinat acolo. Aici. De atunci ați scos un certificat fiscal. Și acolo scrie că n-am nicio datorie cu număr de. Păi vedeți? În câte am înțeles, merge pe seama mașinii. Mașina a fost pe firmă. Mașina e separat. Bărbatul egal femeie sau bărbatul e bărbat, femeia e femeie. Mașina este mașină. Doamna, de când veniți cu acte, mi-a făcut un alt... Ce s-a afirmat? Bine, a trebuit când ați trebuit o dată cu o ciopăniță. Iar eu v-am reamintit